În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean întrunită astăzi, 13 ianuarie, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a supus preaprobare mai multe puncte pe ordinea de zi, care vizează dezvoltarea comunelor județului. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean pe ordinea de zi, printre proiectele de hotărâre aprobate, a fost aprobat și un proiect care are în vedere repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțarea din bugetul local. Bună dimineața, stimați colegi! Prin dispoziția numărul 9 din 13 ianuarie 2023, Consiliul Județean Mehedinți a fost convocat în ședința extraordinară astăzi, 13 ianuarie 2023, orele 11. Ordinea de zi a ședinței cuprinde un singur proiect de hotărâre și anume proiect de hotărâre numărul 2 pe 13.1.2023 privind repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venit pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ-teritoriale în mod justificat nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în anul 2023. Vă supun la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Mulțumesc. La începutul acestui an, județului Mehedinți i s-au alocat peste 38 de milioane de lei bani distribuiți unităților administrativ-teritoriale din întregul județul pentru susținerea studiilor de fezabilitate premergătoare proiectelor de investiție și cofinanțarea acestora. Prin legea bugetului de stat pentru anul 2023, Consiliul Județean Mehedinți a fost repartizată suma de 38.176.000 de lei, sumă care nu rămâne la Consiliul Județean, care trebuie distribuită mai departe către cele 66 de unități administrativ-teritoriale din județ. Cam fiecare an, la începutul anului, am repartizat astăzi această sumă către primăriile din județ pentru a asigura banii necesari, întocmirii studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice pentru proiectele pentru fonduri europene sau fonduri guvernamentale sau proiecte din bugetul local și de asemenea pentru a asigura cotele de cofinanțare la asemenea investiții, pentru că este bine cunoscut că o primărie poate să implementeze proiecte fie pe fonduri europene, fie pe fonduri guvernamentale și dau exemplul aici Programului Național de Investiții Angel Saligny, de care au beneficiat din plin comunele și orașele din județul nostru și de asemenea din acești bani pot să realizeze obiective de investiții mai mici la care pot să pună sau nu din bugetul local în funcție de suma fiecărui proiect. Încă o dată, președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu s-a arătat interesat de nevoile cetățenilor mehedințeni și a dat dovadă de multă responsabilitate și implicare, fiind conștient de oportunitatea și importanța investițiilor pentru dezvoltarea comunităților.